deosebită plăcere să vă prezint invitații noștri. Este domnul Florin Gianu, membru al Consiliului Științific al Liceului Teoretic Național. Eu fac parte din această familie a Liceului Teoretic Național de 8 ani și am învățat un lucru, și anume că școala începe la această poartă, dar nu se termină când pleacă copiii de la această poartă. Și de asemenea, poetul, scriitorul, publicistul Florin Iaru. Începutul anului școlar avea pentru mine plăcerea de a mă întâlni cu anumiți colegi. Și sunt convins că mulți dintre voi care s-au revăzut, s-au îmbrățișat, au râs și știu că școala înseamnă nu numai învățătură, dar înseamnă și prietenie, înseamnă și colegialitate, înseamnă și descoperire și, de ce nu, și timp liber. Dorința mea este ca în școală să te simți bine. Și din ce constat aici, am vorbit cu cei mai mulți dintre voi, marele avantaj, marea plăcere a Liceului Teoretic Național este că cei mai mulți elevi se simt bine aici. Nu numai că învățăm foarte bine, dar trebuie să și ne luptăm pe terenul de sport. Cum vă luptați? Domnul profesor, ce spune? Antrenându-ne să devenim adevărat campioni. Cu ce gând în începerea sa uita? Toți colegii o să puteți trece peste ele. Sigur, prevedeți, provocările sunt făcute de așa manieră să le trecem. Și să rămânez cheia celor de la clasa a 12-a. Vreau să le urez colegilor mei de a 12-a un an productiv cu rezultate excelente. Invit aici, lângă mine, întreaga clasa 5-a. Ia să vedem. Și clasa pară, tu ca reprezentant al clasei a 5-a, oferim cheia succesului la clasa 4-a.